Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a știrilor Mondo TV. Ion Iliescu va fi cercetat penal pentru infracțiuni contra umanității. Înalta Curte a anunțat astăzi că a început cercetarea penală împotriva fostului președinte al României. Asta după ce, pentru acea mineriadă, singurul care a făcut pușcărie a fost Miron Cosman și el a stat după gratii timp de 11 ani pentru mineriade, iar în luna martie susținea la un post de televiziune central că Iliescu merită închisoare pe viață. Fostul președinte Ion Iliescu este urmărit penal în dosarul mineriadei din iunie 1990 pentru infracțiuni contra umanității, respectiv reprimarea violentă a manifestației din piața Universității. Altercația de acolo s-a soldat cu decesul a 4 persoane și rănirea prin împușcare a altor 3, precum și vătămarea corporală și lipsirea de libertate a aproximativ 1000 de persoane. Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție a anunțat astăzi începerea urmăririi penale în dosarul mineriadei pe numele unor persoane pentru infracțiuni contra umanității, respectiv pentru reprimarea violentă a manifestației din piața Universității din 13 iunie 1990. Iliescu a stat în instanță aproximativ o oră și nu a dat nicio declarație presei. Însă Miron Cosma, singurul care a stat după gratii 11 ani, a declarat în luna martie, când a fost redeschis dosarul, că și-ar dori ca fostul președinte să facă închisoare pe viață. Nu a văzut nimeni și numai după ce eu am început demersurile pentru adevăr s-a aflat că de fapt minerii nu au fost pe 13 iunie 1990 în București, atunci când au fost omorâți 6 oameni. Ori minerii au venit cu un tren pus la dispoziție de Traian Băsescu cu 15 vagoane, un altul cu 7 și altul cu 4 vagoane. Deci au fost prea puțini mineri și nu atât de mulți cât se zice că au fost. Se fac confuzii între iunie 90 și septembrie 91 când minerii au venit în forță, declara atunci Miron Cosma. Alături de Ion Iliescu, în acest dosar a mai fost audiat și fostul director al SRI, Virgil Măgureanu. Minerii de la mina Petrila, prima care se închide după înființarea complexului energetic Hunedoara, au mai scos cărbune până astăzi. De joi începe recuperarea utilajelor în front și doar cărbunii care mai sunt acolo vor mai ajunge la suprafață. Unicul abataj va fi închis în ultima zi a lunii octombrie definitiv. Mina Petrila a mai avut plan de producție doar pentru ziua de miercuri a acestei săptămâni, iar de mâine de aici nu se va mai săpa în stratul de zăcământ. Mai mult, începe recuperarea utilajelor din frontul de lucru, iar odată cu asta începe practic închiderea singurului abataj din subteran. Astăzi este ultima zi în care efectiv se exploatează cărbune. Urmează o procedură care minerii o fac la fiecare dezechipare, echipare de abataj, deci se dezechipează abatajul concomitent cu evacuarea cărbunelui pentru a nu rămâne cărbune care să producă neplăceri și anume autoîncălzirea lui. Această operație estimăm noi că durează până undeva la sfârșitul lunii, astfel încât în data de 30, la schimbul 4, să fie ultimele tone de cărbune care se vor da de la mina Petrila. Toate utilajele ce vor fi scoase din subteran vor pleca la minele neviabile sau la complexul energetic Hunedoara, pentru că este nevoie de ele și acolo. Utilajele care sunt din subteranul minei Petrila și sunt compatibile pentru mina Aurican, respectiv mina Paroșeni, vor fi transferate către cele două sucursale. Cele de suprafață, am discutat cu conducerea complexului energetic Hunedoara să găsim o formă legală pentru a putea fi transferate aceste active către complexul energetic Hunedoara. Aceasta este ultima lună în care minerii mai coboară să scoată cărbuni sau utilaje sub pământ la Petrila. Câțiva vor pleca la alte mine, iar alții se pensionează. Și în 30 octombrie, acolo va avea loc o ceremonie dedicată acestui eveniment. Ce vreți să se întâmple cu mineritul? Este o primă întrebare la care minerii din Valea Jiului vor avea de răspuns în urma unui referendum ce stă să înceapă la minele viabile. Asta pentru că liderii de sindicat vor să le explice celor ce trudesc sub pământ că intrarea pe închidere a minelor ar putea fi o capcană din care tot județul să aibă de pierdut. Decizia de a organiza un referendum în rândul minerilor le aparține sindicaliștilor, care vor să știe cum văd minerii viitorul Văii Jiului și dacă ei se gândesc și la viitorul îndepărtat, nu doar la o posibilă măsură prin care s-ar alege cu banii de disponibilizare. Asta pentru că prețul pe care îl vor plăti, dacă agrează ideea de a intra într-un proces de închidere cu toate minele, va fi unul mult prea mare. Am luat o hotărâre în cadrul biroului executiv al sindicatului Muntele și vom face, chiar dacă i-am spus referendum, până la urmă vrem să vedem
opinia salariaților pe care îi reprezentăm, pentru că există foarte multe voci în cadrul exploatărilor miniere, vorbesc de salariați, care ar prefera intrarea pe un program de închidere în așa fel încât să beneficieze de acea vestită ordonanță. Însă ei trebuie să știe că este un măr otrăvit acea ordonanță, pentru că în momentul în care va dispărea mineritul din Valea Jiului, vor dispărea multe alte activități care trăiesc tocmai pentru că există mineritul. Noi vom încerca să îi convingem și să îi trezim, dacă putem să spunem așa, pe oameni, că o ordonanță nu poate să fie pusă în cântar cu supraviețuirea Văii Jiului. Referendumul va fi sub forma unui chestionar, iar ortacilor li se va cere părerea, ei fiind singurii capabili să știe ce este acolo sub pământ. Poze cu bunicul miner, cu tata în salopete sau cu o lopată scoasă din mina Petrila. Toate pot constitui un document. Iar cei care au venit de pe la București ca să ne salveze amintirile, ne cer să le fim alături. Regizorul Andrei Dăscălescu, cel care realizează un film despre ultimele zile ale minei, dar ne și arată zilnic mici povești despre oamenii de acolo, îndeamnă pe cei din Valea Jiului și nu numai să le fie alături cu fotografii document. Pe Andrei Dăscălescu, regizorul care se încăpățânează să surprindă ultimele zile ale minei Petrila, l-am găsit în salopetă și cisme de cauciuc. Coborat de la separație și dacă nu sunt mulți cei din București care știu ce este separația, el știe mai multe decât ne așteptăm noi. Doar trepiedul și camera din mână îl deosebesc de restul minerilor. Iar pentru că s-a băgat în sufletele lor, Andrei chiar își petrece toată ziua pe la mină. Acum însă ne cere sprijin tuturor celor care vrem să păstrăm vie memoria minerilor din Petrila. Este un apel către toți cei care au acasă amintiri cu Petrila, orașul sau cu mina Petrila, de a ni le transmite pe pagina de Facebook Planeta Petrila pentru a le trimite în posteritate. Vom face probabil o expoziție cu ele, le vom posta pe Facebook. Deci apelul este către toți cei care au acasă o poză cu bunicul, cu bunica, cu părinții de la mina Petrila sau din orașul Petrila, dar care să reprezinte cât de cât atmosfera, viața de mină sau de oraș, să ni le transmită. Acesta este apelul și până acum am primit deja câteva fotografii, dar sper eu să se mulțească săptămâna asta și să nu lăsăm mina să moară neobservată, pentru că nu merită soarta asta. Andrei Dăscălescu, Dragoș Dascălu sau Ion Barbu se luptă zi de zi să surprindă ceea ce mina mai are frumos în viața ei din ultimele zile. Sunt temerari și ne prezintă pe pagina lor de Facebook Planeta Petrila tot felul de povești minerești, ce merită să fie urmărite acum. În plus, în emisiunea Adinei Risipitu, Oamenii Văii Jiului de vineri, îl puteți urmări pe regizorul Andrei Dăscălescu la Mondo TV și veți fi primii care văd imagini din viitorul său film. Numai puțin de 50 de biserici în care acum se roagă credincioși ortodoxi în mai multe orașe din județul Hunedoara ar putea fi retrocedate celor de rit greco-catolic. Procesele sunt pe rol și mai este cale lungă până la sentința definitivă, iar o parte dintre acestea se află chiar în centrul municipiului Petroșani, fiind extrem de vizitate de credincioși. Părerile lor însă sunt împărțite. 50 de procese sunt acum pe rol și credincioșii greco-catolici, al căror calendar religios seamănă izbitor cu cel ortodox, cer acum retrocedarea bisericilor. Două dintre acestea sunt chiar în centrul municipiului Petroșani, iar în toată Valea Jiului sunt cel puțin 15 astfel de biserici. Oamenii însă au părerile împărțite. Mie mi se pare destul de greu, că bisericile sunt importante, pentru, mai ales pentru cei credincioși și copiii noștri, ca să aibă încredere în Dumnezeu. Una dintre cele care ar putea fi retrogradată este chiar aceasta de aici din centru. Deci îmi pare rău. Asta este răspunsul. Altceva nu pot să spun. Alți credincioși însă spun că aici veneau greco-catolicii și că aceștia au fost obligați să treacă la ortodoxism, iar acum li s-ar face dreptate. A fost biserică greco-catolică pe vremuri. Mi-aduc aminte când eram eu copil, era greco-catolică.
după 44, când a desfințat pe greco-catolici din Transilvania, a trecut la Biserica Ortodoxă și a devenit ortodoxă. Și eu cred că sunt îndreptățit să-și câștige drepturile. Mi se pare ceva corect dacă a fost dintotdeauna. Mi se pare ceva corect. Unde veți merge la biserică dacă aici nu va mai fi ortodox? Eu prima dată am fost la părinții mei, noi toți am fost greco-catolici. Când s-a desfințat, am venit la ortodox. Istoria se tranșează acum în sălile de judecată și mai este până la soluționarea acestor situații, dar preoții recunosc că sunt multe astfel de lăcașuri în discuție în întreaga țară. Există un număr de aproximativ 50 de biserici ortodoxe care sunt revendicate de partea greco-catolică. În Valea Jiului, aproximativ 15 biserici sunt în această situație. Noi sperăm că aceste procese nu se vor pierde și că, așa după cum s-a procedat și până în prezent de către instanțe, acestea vor da câștig de cauză părții ortodoxe, tocmai pe motivația foarte temeinică și solidă a faptului că partea greco-catolică nu are enoriași în parohiile în care solicită aceste restituiri de bunuri imobile. Proprietatea legală, tabulară asupra acestor bune aparține în prezent părții ortodoxe. Biserica ortodoxă, prin comunitățile parohiale, este cea care investi sume foarte mari în renovarea acestor biserici, în conservarea lor, și în comunitățile respective nu există parohii greco-catolici, nu există credincioși greco-catolici. Toți credincioșii ortodoxi din parohiile care sunt în litigiu au fost interpelați și și-au exprimat poziția cu privire la apartenența religioasă, iar acest fapt ar putea să cântărească în instanță. Procesele sunt acum pe fond, dar până la decizia finală mai sunt etape de parcurs. La final vă invit să urmărim împreună informațiile despre vreme. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Vă așteptăm și mâine la aceeași oră. Să aveți parte de o seară cât mai bună!